credinței va exista. Reacția președintelui Liviu Rusu la intenția PSD de a înființa o comisie de anchetă a fost una pe măsura viitorului proiect de hotărâre. Ei pot înființa în anumite situații comisii speciale, dacă se impune. Pentru astfel de situații există organisme abilitate care ne verifică, curte de conturi și alte organisme care, dacă sunt reclamați, vin și verifică. De fapt, deși de altfel ne-au și verificat. Deci sunt reclamați tot de la dânsii și de la alții. Totul e transparent. Ei își arată mușchi. Sunt în opoziție, nu se împacă cu gândul ăsta, nici acum, să solidarizează cu ce. Și au condus România în cei 20 de ani, în 3 mandate, atunci nu se solidarizau cu sindicatele. De fapt, sindicatele sunt fratelor siamezi. Asta se solidarizează. Pentru ce? Poate vor să pună mâna să muncească și mai mult, că nu prea văd să transpire pe unii dintre ei. Greva generală declanșată de sindicatele din administrație nu s-a simțit deloc în ședința Consiliului Județean, angajații instituției conduse de Liviu Rusu fiind pe poziții încă dinaintea începerii ședinței ordinare. Astăzi este Ziua Copilului. Direcția pentru Protecția Copilului împreună cu Fundația Inocenți a organizat o mică petrecere pentru copii aflați în plasament. Micuții împreună cu părinții și cu angajații direcției au sărbătorit cu muzică, dans și prăjituri. Chiar dacă nu a ieșit așa cum și-au dorit organizatorii, copiii s-au distrat de minune. Nu au ținut cont de ploaie sau de frig. Directoarea adjunctă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olimpia Babi spune că au participat la eveniment peste 100 de copii din tot județul. O să mingem ploaia pentru că avem spirit, forță și tot ce trebuie. Cine participă la sărbătorile de întâlnire? Copiii din asistența maternală împreună cu asistenții maternali, cu colegii mei din cadrul DGASPC Bistrița și Fundația Inocenții. Și ne bucurăm că au reușit și sperăm să mai vină, mai așteptăm. 1 iunie este și Ziua Copilului, să vorbim de lucruri frumoase, da, despre copii. Cum sunt cei care sunt luați în clasament? Sunt copii cu minți? Se pot educa? Sunt copii, în primul rând, sunt copii, să nu uităm, sunt copii buni, care merg la școală, care au rezultate școlare foarte bune. Și cei care le-au luat, să aibă grijă de ei, le-au luat? Asistenții maternali? Da. Sunt oameni deosebiți, oameni de suflet, în primul rând. Acțiunea a fost organizată în colaborare cu Fundația Inocenți, care le-a oferit micuților câte o minge. Și Fundația Inocenți sărbătorește ziua de 1 iunie, Ziua Copilului? Ne străduim, deși se pare că toate sunt împotriva noastră. Pe lângă faptul că n-am prea reușit să strângem bani ca să luăm cadouri așa cum o făceam în fiecare an, uite, și vremea e împotriva noastră, dar de obicei nu ne lăsăm și cel puțin cu sărbarea de astăzi nu ne lăsăm. Dar, totuși, cât bani s-au strâns până acum? Păi nu s-au prea strâns. După apelul pe care l-am făcut în mass media cu o săptămână, doar două persoane ne-au căutat și au donat niște jucării. Ceea ce privește banii, n-am primit nimic. Vă doreați mult mai mult? Da, ne doream nu pentru noi, ci pentru acești copii care n-au nicio vină că e criză. Uitați-vă ce dulci și nevinovați sunt și ar fi meritat să primească un cadou măcar astăzi. Pentru că și ei sunt victime colaterale a situației în care ne aflăm. În oricum, am scuturat bine trăistuța noastră și am găsit niște bani și le-am luat câte o minge. Nu e extraordinar de mult, dar eu sper să le prindă bine în vara asta, să aibă până la urmă vreme frumoasă și să o folosească. Părinții s-au bucurat și ei, mai ales când au văzut că cei mici sunt fericiți. Un an și două luni. Și cum e? Cum e frică? Da, sunt cuminți. Cum o cheamă? Alexandra. Câte timp aveți? De la 7 luni. De la 7 luni. Da, că sunt alături de dumneavoastră. Da, amândouă. Sunt amândouă. Amândouă sunt ale dumneavoastră. Ce știi să spui? Te gândești, da? Să se muncăcease? Da. Și sănătoase. Sănătoase. Vi-ți dragi. Da, foarte. Da. Păi am adoptat-o pe cea mare. Da. Acum, da, și ea rămâne în plasament. Da. Dar mai aveți alți copii? Doi băieți. Doi băieți. Mai mari. Cum se înțeleg partea mine? Foarte bine.
topiți după ele, foarte, foarte, le iubesc foarte mult. De asta am și adoptat-o pe ea, că s-a făcut dosar de adopție și ei nu au vrut să renunțăm la ea, ei primii. Da. Și atunci le-am păstrat-o. Peste 30 de elevi din clasa 1 au fost astăzi musafiri a Inspectoratului Județean de Poliție. Micuții au vizitat arestul poliției, au vorbit cu cei care prind criminalii și au aflat câteva dintre secretele meseriei de polițist. Toate acestea drept cadou pentru ziua lor. Agitație mare astăzi la Inspectoratul Județean de Poliție. Cei mai mici elevi de la Liviu Rebreanu au dorit să afle cât mai multe despre polițiști și au avut ocazia. Purtătorul de cuvânt al inspectoratului împreună cu alți câțiva polițiști le-au pregătit un tur al inspectoratului. Micuții au văzut unde se antrenează polițiști pentru a fi în formă, au văzut birourile lor, dar și arestul. Ba mai mult, au avut ocazia să urce într-o mașină de la serviciul rutier. Cu alte cuvinte, a fost o zi frumoasă, nu doar pentru copii, ci și pentru oamenii legii. Astăzi, de 1 iunie, la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Bistrița Năsăud, s-a organizat Ziua Porților Deschise. Au fost invitate două clase de la Colegiul Liviu Rebreanu, de clasa 1-a. Am început cu serviciul rutier, departamentul de intervenție a poliției rapide, serviciul criminalistic, serviciul judiciar, prezentându-le atât dotările, dotările care sunt în aceste servicii, cât și modul de acțiune a polițiștilor respectiv. De ce ați ales să fac elevii astăzi, fiind 1 iunie, ziua internațională a copilului, ne-am gândit că prin această apropiere de comunitate reușim să transmitem semnalul nostru de a fi aproape, în primul rând, de copii și de dorim să continuăm aceste activități. Ce știe el că face poliția pentru cetățeni? Asta ce înseamnă numai bine? Ajută traficul. Așa. Prinde hoții. Da. Așa. Ce știi că face poliția? Ce-i ajută traficul? Radarul a fost o altă atracție pentru cei mici. Unii dintre ei au avut ocazia chiar să urce la volan. Învățătoarele au fost și ele foarte entuziasmate. Nici ele nu au văzut până acum cum arată sediul Inspectoratului de Poliție. Foarte entuziasmat cu vizita. Cum să nu? Aceasta. Chiar auzeam pe unul dintre copii zic: frau, aceasta e cea mai frumoasă zi din viața mea. Arestul a fost punctul de atracție pentru cei mici. După ce au văzut unde sunt păziți hoții, copiii au luat la întrebări pe cei care prind infractorii și au pus o mulțime de întrebări. Dar pentru aceasta suntem o echipă mare de mulți oameni și împreună vă asigurăm vouă un viitor un pic mai bun, arestând pe oamenii cei răi și... Și mai sigur. Dar tema noastră este copilărie în siguranță. Da. Ca să nu vi se întâmple ceva. Ca să nu vi se întâmple ceva rău. Acum ar fi să ne amintim să facem. Orice oameni vă amintim, poliția vă apără, da? Unii copii